Iubiți frați, iubite surori din Domnul, în primul rând mulțumesc pentru această invitație, pentru această chemare să fiu aici împreună cu dumneavoastră, unde de fiecare dată când ajung, mă bucur. Mă bucur de tot ceea ce văd, de tot ceea ce aud, de tot ceea ce simt. Dacă era după mintea mea, eu nu mai lucram aici să vă spun nimic, pentru că deja în inima mea au intrat cuvintele fraților care au vorbit, sunt cu gândul la cetăți, sunt cu gândul la măgăruș. Și acum mai trebuie să fac efortul să mai spună că ceva. Eu nădăjduiesc ca timpul pe care vom petrece împreună să nu fie pierdut, pentru că de câteva săptămâni mă gândesc foarte serios la un text al Avei Dorotei, care scriindu-le ucenicilor săi, se întreabă cine va da nouă timpul acesta înapoi, dacă l-am pierdut. În cuvântul acesta e foarte mult, foarte mult optimism, pentru că am avut șansa să îl avem pe Părintele Dumitru Stăniloae, care traduce și acolo unde a știut că vom întâmpina dificultăți sau chiar ne vom speria, el vine și oferă câte o glosă. Și aici oferă un cuvânt de mare preț, spunând că pentru un creștin timpul este cu adevărat valoros și cu precădere timpul acesta, acum, pe care caută să-l umple cu virtute, să-l umple cu Hristos, așa cum spunea un alt părinte, de mult trecut la Domnul, dar care este, apropo de tehnologie și de tot ceea ce presupune invenția și creația omului, este actual, Alexandru Jumeman, într-una din lucrările lui spunea biserica, prin ritual, prin cult, a arătat și a dorit să arate lumii că timpul poate fi umplut cu Hristos și că Hristos, într-adevăr, este ceea ce dă sens timpului. Deci cine ne va da nouă timpul acesta înapoi? Dar m-a chemat Părintele să propovesc despre propovăduirea Evangheliei în era digitală. De parcă vrea să intru în polemică cu cartea dânsului, pentru că eu mă raportez la tehnologie de când am început să aprofundez domeniul acesta, cam din 2011-2012, încerc să mă raportez la ea ca la o realitate, 1, 2, ca la ceva ce e în viața noastră și nu putem evita decât dacă fugim în pustiu și noi nu suntem în pustiu, suntem în cetate. Și atunci am zis, ce putem scoate bun din ceea ce este tehnologia. Pentru că tehnologia, e evident, are părți întunecate. Dar are și părți luminoase. În timpul cântării eram cu un ochi la laptopul părintelui, cu un altul la proiector și cu un altul la ecran. Tehnologie. Iar textul, producția unor suflete care sunt în legătură cu Dumnezeu și au fost în legătură cu Dumnezeu. Rău lucru, nu? Nu e rău. Și asta este o parte luminoasă. Dacă tinerii care au conturi pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, și cam aici să opresc cunoștințele mele, că ne-am mai făcut conturi pe altceva, că deja am fost gașunți și cu astea. Aceste canale de socializare îți oferă ceea ce consumi. Vrei canale creștine, vrei muzică creștină, vrei cuvinte motivaționale din Evanghelie și din părinți, îți oferă așa ceva. Feed-urile, în general, din cam 80-90% din zona aceea. Mai se speculă cât un drăgușor. Dar poți să le ghiți. Ceea ce ne spune nouă, că de fapt
Și tehnologia prin social media e o chestiune de alegere. Ce alegi? Ce alegi? Foarte important. Nu voi vorbi acum despre lume. Că să știți, cădem în această ispită de foarte multe ori. Noi să vorbim despre lume. Noi trebuie să vorbim despre noi. Despre cei ce suntem în biserică. Despre cei care își pun problema lui Hristos. Cei ce sunt în lume și nu sunt în biserică sunt problema lui Dumnezeu. Dar, ca să fugim de noi și de ceea ce avem noi de lucru cu noi înșine, noi foarte repede aruncăm problema în lume. Și ne place în mod deosebit să vorbim la modul general. Ne place lucrul acesta. Și când vine vorba despre tehnologie. Și când vine vorba despre propovăduirea Evangheliei în era digitală. Dacă vom privi ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Română, vom vedea că există o preocupare ca prin tehnologie Cuvântului Dumnezeu să ajungă mai departe. V-aș întreba eu pe dumneavoastră, ar fi mai bine să nu ne folosim de aceste tehnologii, să nu încercăm să umplem spațiul acesta virtual cu Cuvântul lui Hristos și să-i lăsăm pe cei care le-au gândit să îl umple doar cu ceea ce a avut ca rol inițial și îl are. Să nu uităm care este istoria internetului. Primul proiect al internetului a fost ARPANET și este un proiect militar. Este un proiect civil. După al doilea război mondial, Statele Unite ale Americii își puneau problema cum să protejeze Statele Unite de un eventual atac aerian. Și era nevoie de o rețea. Aveau o singură antenă și au dat seama că acea antenă care detecta, în fine, la megacomputerul pe care îl aveau ei, ar fi răspuns într-un timp prea îndelungat nevoii de apărare în cazul unui atac aerian sau cu rachetă balistică. Și și-au frământat mintea până când au dezvoltat un sistem de rețele de calculatoare și așa mai departe. Prin anii 80 ajunge la îndemâna civililor și prin anii 90 începem să auzim de internet după ce s-a făcut prima pagină web pe la finalul anilor 80. Deci, în momentul în care a fost dat societății civile proiectul, sigur că toți cei care au investit în el au fost oameni care au trebuit să scoată banii. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că e important să nu fim nici naivi, dar nici să ratăm oportunitatea de a face ceea ce se poate face cu această rețea. Cu această rețea. Sigur că nouă ne este foarte greu în social media și în lumea aceasta virtuală. De ce? Pentru că ea este gândită să distragă. Să ofere distracție și, în același timp, să producă bani. Noi dorim să punem mesajul lui Hristos, numai că el este concurat de tot felul de briz-brizuri pentru copii, tot felul de joculețe, tot felul de videouri foarte scurte care fac să râdă sau care provoacă frică sau provoacă curiozitatea, tot felul de challenge-uri, de încercări, de chestiuni de genul acesta. Numai că noi tot trebuie să fim acolo, aș zice eu, cu măsură. Nu o să facă tehnologia ceea ce poate să facă omul, pentru că aș vrea să vedem cum se propovăduiește Evanghelia. Ne învață Hristos. Prin întâlnire. Prin întâlnire. Nu trimite scrisori Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ce vrea să facă apostolii și cu precădere Pavel. El, acolo unde vrea să ajungă, se duce cu picioarele lui. Se întâlnește. Deci aceasta este forma ideală de a propovădui. Aceasta este forma ideală. Dar vine Sfântul Apostol Pavel și ne mai arată că pentru timpurile lui mai era o metodă. Epistola. Pe care o trimite folosindu-se de poșta imperială, de canale de comunicare care erau atunci. Și cu timpul. Păi cu timpul se întâmplă ceva. În momentul în care apare radioul, doar că nouă ni s-a șters o bună parte din memorie odată cu comunismul. 50 de ani de ștergere a memoriei, a evenimentelor de început de secolul 20, unde România era foarte sus tehnologic.
Primii, sigur, care se deschid înspre radio, sunt bisericile catolice, biserica catolică și bisericile evanghelice protestante. Încep să propovăduiască prin radio. Știți că a fost un fenomen în radio. Dacă ați citit despre modul în care a reușit Hitler să manipuleze atâta mare de lume, unul din instrumentele de care s-a folosit a fost radio. Gândiți-vă la noi, în România, un nume pe care, din nefericire, poate doar cei care mai studiază teologia și îl mai amintesc, Toma Chiricuță, are volume de predici la radio. Predici rostite la radio. Deci se folosea de radio. Asta până când a venit un regim care a blocat totul, a blocat catehizarea. Cei care au fost ca dumneavoastră au ales calea catacombelor, ca să o numim așa metaforic, ca să reziste și să poată întâlni. Sigur că după aceea s-a diluat toată treaba, dar frica și spaima a rămas. Frica și spaima a rămas. A fost asumată și la nivel instituțional, când nu era nevoie nici să strănute, că deja scotea Batista. Iar după 1989, din nou suntem invitați să lucrăm în lume. Doar că Biserica Ortodoxă Română trebuia să recupereze 5 decenii, cel puțin. 5 decenii și să învețe și învață încă, vreau să vă spun. Învață, dacă stăm să ne uităm un pic la canalele de comunicare ale Bisericii Ortodoxe, eu v-aș pomeni 3. Care înseamnă propovăduirea Evangheliei în era digitală și în mediul virtual. Este vorba despre doxologie. Este vorba despre Bazilica și Trinitas. Ceea ce avem Radio Trinitas, Bazilica ca agenție de știri a Patriarhiei Române și Ziarul Lumina, care este la un clic distanță de noi. Gândiți-vă că în anii 90 îți doreai să te întâlnești cu o revistă creștină, o revistă bună, abia așteptai să vină următorul număr, erai abonat și așa mai departe. Acum e la distanță de un clic și nici măcar nu costă nimic. Și sigur, aș dori să pomenesc și Radio Renașterea, care e aici în zona noastră, cu platforma lui. Prin toate aceste platforme, Biserica încearcă să transmită cuvântul lui Dumnezeu către credincioșii săi. Unii îl ascultă, alții nu sunt interesați. Dar știți ce e foarte important? E important că suntem acolo. Pentru mine a valorizat foarte mult mărturia fostului fotbalist internațional Mihai Neșu, care s-a întâlnit cu Sfântul care i-a dat lui sens neputinței lui, aceste nenorociri teribile pe care Harul lui Dumnezeu a transformat-o în mare, mare, mare lucrare. Pentru că omul acesta nici nu-și mai dorea nici să trăiască, a fost părăsit de cele mai dragi persoane după accidentare. Dacă nu știți, foarte pe scurt, vă reamintesc cine este Mihai Neșu, a fost fotbalist al echipei naționale, un băiat de foarte bună perspectivă și în urma unei accidentări la un antrenament s-a rupt coloana vertebrală, era pe punctul să moară, a rămas paralizat de la brâul jos și în momentul acela a început să plece lumea de lângă el. Prima a fost soția lui. Părăsit de toată lumea, a căutat și a strigat către Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis un preot după vreo 6 luni de neputință, s-a botezat în Biserica Ortodoxă pentru că el nu era ortodox. Și în căutările lui pe internet a găsit viața unui sfânt. A unui sfânt sârb, dacă nu mă înșel. Nu mi-amintesc în momentul de față cine este sfânt. Și a citit viața lui și viața acestui sfânt i-a dat sens vieții lui de om în neputință. Știți că undeva în zona Aradului a ridicat un centru cu biserică, cu centru pentru copii, dacă nu mă înșel. Și acum este chiar spre finalizare. E bine, dacă acea persoană, acel cineva care a pus informația aceea în mediul virtual, n-ar fi pus-o omul acesta în căutarea lui. În căutarea lui. Pentru că toți avem smartphone, avem internetul la distanță de a-ți băga mâna în buzunar. Știți? Lumea la purtător, cum spunea cineva. Dacă acolo nu ar fi cuvântul lui Hristos, omul acela s-ar fi întâlnit cu el.
Noi tindem, știți, foarte repede să vedem negru și rău și este. Noi nu trebuie să-l ignorăm. Că n-ai împotriva cui să te aperi dacă tu zici că nu există. Și este un foarte mare risc. Și trebuie să ne învățăm copiii să aibă limită în utilizarea acestor instrumente și dacă se poate, cât mai târziu să se apropie de ele. Pentru că marile stricăciuni sufletești se întâmplă în primul etaj de vârstă. De aceea putem să vorbim în școlile din Cluj, de exemplu, de o epidemie de răni sufletești la nivel de ciclu primar superior, vorbim de clasa 3-a, 4-a, ravagii în zona gimnaziului, stricăciuni care deja reușesc să fie mascate în zona liceului și așa mai departe, care au pornit din această modă a noastră, a unora dintre părinți, și anume copilul meu stă liniștit în cameră în fața calculatorului și cu minte. Și e și deștept că face lucruri pe care eu nu sunt în stare să le fac pe telefon și nici pe calculator și sunt foarte mândru de asta. Asta este o parte, asta este chiar o parte îngrijorătoare, să știți. Ceea ce înseamnă tehnologia și impactul tehnologiei în viețile noastre. ADHD-ul, ați auzit de ADHD? Această tulburare comportamentală are un mix, un cocktail care e format din două elemente. Ecran și zahăr. Ecran și zahăr. Dulciuri și ecran. De la vârste foarte fragede. Păi n-am ce să fac, că nu stă cu minte. Îi dau telefonul să mănânce la un anișor. Ei, aici sunt probleme, adevăr. Și astea trebuie subliniate și noi, ca biserică, trebuie să le spunem și să atragem atenția. Însă nu avem niciun drept să fim ipocriți. Niciun drept. Adică, în momentul în care ai scos cel mai simplu telefon din buzunar, chiar dacă este cu taste și este doar atât, te folosești de tehnologie. Și tehnologia aceea îți este de folos. Prin urmare, nu poți să te rezumi la a spune doar lucruri negative despre tehnologie. În schimb, trebuie să fii avertizorul numărul unu. În tot ceea ce privește fenomenul acesta incredibil, care, așa cum spunea cineva, este în momentul de față atentat la securitatea statului. Faptul că au acces nelimitat la tot felul de informații. Noi suntem într-o eră a obezității informatice. De aceea atât de bine să intri în biserică și să asculți Evanghelia și să-L cauți duminical pe Dumnezeu. Să te întâlnești cu El. Să-l iei de mână și să-l duci acasă. Atât de important. Pericolul stă și asupra familiilor creștine. V-am spus, încerc să nu vorbesc despre lume, ci să vorbesc despre familia creștină. Pericolul este și în familia creștină. Pentru că noi suntem într-un război continuu. De când ne-am îmbrăcat cu haina lui Hristos, deranjăm foarte tare. Creștinul deranjează foarte tare. Și îl deranjează pe inamicul numărul 1 al omului, pe diavol. Sfinții Părinți ne avertizează, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune asta, dar nu spune Evanghelia. Că lupta noastră nu este împotriva stăpânitorilor vremelnici, ci vorba de stăpânitorii aceștia care nu se învechesc și nu îmbătrânesc. Se reinventează. Tehnologia vine în fața omului și de aceea produce o vrajă, să știți. E un soi de vrajă și cel ce nu are pe Hristos și nu se îmbracă cu Hristos este un mare pericol. Dar și cel care s-a îmbrăcat cu Hristos și a rămas indiferent la ce culoare are haina. Adică pătată, ruptă și nici nu-l interesează să o mai spele sau să o recoase prin spovedanie și prin împărtășanie. Pericolele sunt în ambele părți. Marea victorie este de fiecare dată când un creștin dispare dintre creștini. În sensul în care sufletește, el nu mai este în comuniune cu cei care s-au botezat în aceeași apă a Sfântului Botez. Și da, tehnologia poate înstrăina. Nu tehnologia, zic greșit, ar
venit și așa spune, părinte, tocmai acum spus despre tehnologie care are pe zbune. Aș vrea să spun ceea ce este în tehnologie ca informație. Noi ne folosim de niște aparate, de niște structuri, dar noi punem informația în ele. Acum suntem în fața inteligenței artificiale. Pentru unii mare spaimă, pentru unii mare speranță. Și aș zice că, da, o putem privi și cu mare îngrijorare și cu mare frică, dar în același timp o putem privi și cu mare speranță. Depinde de noi. Copilașii noștri, cei care acum au 5, 6, 7, 10 ani, așa cum o sublinează în mai multe interviuri, un om foarte inteligent al Clujului, Mircea Mitrea, s-ar putea, la vârsta când să-și caute o meserie, unele dintre meserii să nu mai fie dintre cele pe care le practicăm astăzi. Dacă nu înțelegem foarte bine cum stau lucrurile și nu îi educăm pe tinerii noștri și nu ne educăm pe noi înșine în spiritul realității, noi suntem cei care pierdem. Vor fi două categorii de oameni în ceea ce privește raportarea la inteligența artificială. Cei care se vor simți încrezători în tot ceea ce oferă inteligența artificială și se vor opri din a cunoaște și a învăța, și aceștia, cum îi numește Mircea Mitrea, vor fi sclavii, și vor fi cei care vor zice, am încurcat-o dacă nu devin mai bun decât inteligența artificială, cel puțin într-un domeniu. Și inteligența artificială să aibă nevoie de mine. Ce este inteligența artificială? Nu privim ca pe căl cu coarne. Și el o fi pe acolo. Fiecare își are adepții lui. Dar acest machine learning și inteligența artificială este umplută cu ceea ce dă om. Dacă omul i-a dat informații corecte, s-ar putea să dea niște răspunsuri corecte, dar limitate deocamdată. Limitate. Eu am avut chiar curiozitatea să-i cer să fac o predică. Să fac o predică, nu mai știu la ce e exact. Cam de cu virgulă, că nu, ăia care l-au creat, nu prea i-au oferit învățături ortodoxe, impecabil dogmatic. Și atunci, merge cu aproximări. Dar, când va fi învățat, o să pună niște predici, și mă gândeam ce ispită mare va fi pe studenții leneși de la teologie, când vor avea de făcut o lucrare de seminar. Acum, neșansa generației actuale este că au un profesor care, în momentul în care a apărut nebunia cu CGPT-ul, a doua zi eram și eu pe acolo să fac cu mâini. Prin urmare, la prima lucrare care mi-a venit și era una gândită de CGPT semnată de un student, am zis, asta e băiatul. Asta e dată de un nene. Nu vezi că asta nu-i corect. Aici o structură, se urmează un șablon. Se urmează un șablon. Dar ispita este, vedeți? Și încercăm că foarte repede omul externalizează. Foarte clar. Noi foarte repede ne dorim să ne facă altcineva treaba. O vedem și prin casă, poate copiii noastre sunt super bine educați și nu se mai trimit întrebări. Dăm și mie un pahar cu apă. Sau adun și mie un pahar cu apă. Da. Și el stă pe scaun ca și frate somn. Adică, bă, fă tu treaba asta în locul meu. Facem treaba asta noi. Noi, de-aia gândim, zice că cele mai tari invenții au fost făcute din lene. Că, acum s-a prins lampa. Iertați-mă, era complicat, să te ajungi de petrol, să ai hibridul tot timpul la dispoziție, mai trebuia să ai și mirosul ăla de petrol. Unul pe nume Edison a zis, trebuie rezolvată problema aceasta. Dar după ce a apărut curentul. Și a rezolvat-o, că a inventat becul. Îmi place să pomenesc de momentul ăsta că e așa și dătător de speranță pentru cei care foarte repede își pierd motivarea și nădejdea. Că a fost întrebat la interviu, zice, nu sunteți frustrat că ați ratat de 1000 de ori să inventați becul. De fiecare când ajungea la o soluție, eu o prezentam. Iară becul, nu ardea și așa mai departe. Și el zice, nici vorbă, ce rată? Zice, au fost 1000 de încercări. Cam așa suntem și noi în ale credinței. Apropo de cuvântul fratelui, ascultăm cuvântul, mai încercăm, uneori îl uităm și nu trebuie să ne oprim. Că de-aia au lăsat părinții numai atâtea evanghelii pe parcursul anului și le tot repetăm că zice lumea, dar nu aveți altceva de citit. Ba da, avem. Dar pentru că natura omului e așa cum e și stă în natura căzută, că de fapt despre asta vorbim, noi suntem a
Acolo suntem. Cum zic în psihologie, abiasat-o. Adică a apărut o eroare prin păcat. Și noi o ducem cu noi până când a rânduit Dumnezeu să se schimbe lucrurile. Deci, tehnologia și propovăduirea în era digitală este o realitate și trebuie să o facem, dar nu oricum. Este un alt capitol. Să știți că pandemia a arătat că noi avem curajul să sărim în ocean și dacă nu știm în notat. Ceea ce pe mine m-a mirat și m-a și îngrijorat. Este adevărat că e nevoie să te folosești de tehnologie. Dar eu, dacă nu mă pricep la tehnologie, să nu mă fac. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și vorbesc și despre preoți, și vorbesc și despre orice creștin. Pentru că există un tip de comunicare care se cere în mediul acesta virtual, pe care trebuie să-l înveți. Și care se învață. Din tratate se învață. Pentru că altfel ajungi prin ceea ce tu dorești să faci bine, că doar zice Dante, nu? Drumul spre iad este pagat de intenții bune, s-ar putea mai mult să strici. Pentru că de aceea avem și o ierarhie. De aceea sunt eforturi la nivelul Patriarhiei și al trustului de presă al Patriarhiei Române să se îmbunătățească comunicarea. De aceea ei transmit o liturghie live. Și așa mai departe. Eu dacă vin cu un telefon pârlit și îl pun acolo la mine pe altar și mi se vede numai gâtul în timp ce slujesc, iertați-mă, nu merge. Merge odată, de două, de trei ori. Dar aia nu e misiune. Nu așa face. Dom'le, nu putem? Am închis telefonul, am închis aparatura și ne rugăm cum putem, cât suntem în biserică. Deci nu facem cu orice preț și în orice condiții propovăduire și misiune în mediul virtual. Oricum, ce vă spuneam, Hristos ne învață că cea mai valoroasă misiune este om la om, prin întâlnire. Nu surogate, nu altceva. Dar, ca o etapă pentru întâlnire, poate să fie folosită și tehnologia și trebuie să fie folosită și tehnologia. N-am vrut să vă vorbesc în seara asta doar despre tehnologie. Trebuia să încep cuvântul altfel. Dar l-am început cum l-ați auzit. Trebuia să încep așa. Sfântul Pavel ne atenționează, toate sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Și tot Sfântul Pavel, puțin mai încolo, zice, făcutul m-am tuturor toate. Asta trebuie păcate. Dar nu doar el vorbește despre aceste realități, ci Ava Dorotei are un cuvânt absolut deosebit. Căci poruncile lui Hristos nu se învechesc niciodată, căci pe măsură ce sunt în lucrare mai mult, se înnoiesc mai mult. Deci nimic nu împiedică însănătoșirea sufletului decât viața neregulată sau fără rânduială. Și cum aveți zice Bun Părinte, și ne-ați dat trei texte. Două din Pavel și unul din Ava Dorotei, ce legătură au cu propovăduirea Evangheliei digitală. Vă spun atât. În primul și în primul rând, ridică cuvântul Sfântului Apostol Pavel două probleme foarte serioase. Și anume că în lume Dumnezeu ne-a dat libertatea de a ne folosi de tot ceea ce ne stă la îndemână. Avem această libertate. Că sunt bune, că sunt rele. Avem această libertate. Dar în același timp ne zice, nu toate sunt de folos, copile, tinere, omule. Tehnologia e o oglindă a acestui verset. Deci, când ai deschis ecranul acela, trebuie să te gândești că acolo e o lume întreagă. Dumnezeu ți le îngăduie, dar atenție că ți-o dat liberul arbitru. Prin urmare, în legătura noastră cu tehnologia, discernământul și buna educație fac diferența. Fac diferența. Înțelegând că sunt toate îngăduite, că așa Dumnezeu l-a făcut pe om, că o ființă atât puternică cum este Dumnezeu, a dat libertate creaturii lui frumoase, omul, și o respectă. Că zicem, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu deschide Dumnezeu pământul să aibă pe toți ea răi? Ușurel. Nu-i treaba noastră.
Asta este treaba lui Dumnezeu. Treaba noastră este să avem grijă de ceea ce ne-a pus nouă în traiestă cu talanția și să vedem dacă noi folosim cum trebuie. Și atunci am scăpat și de păcatul ăsta al judecății. Că asta înseamnă judecarea aproapelui. Sau gândul de judecat. Tot avem grijă de altceva. Dar apoi vine Sfântul Apostol Pavel și zice, făcutul m-am tuturor toate. Și se îndreaptă spre propovăduitori. Și se îndreaptă spre partea misionară. Ce facem? Închidem prăvălia și nu intrăm în lumea virtuală? Sau încercăm, în această lume virtuală, să facem ceea ce se poate face mai bine? Sigur că dacă ar fi fost un iezuit în locul meu, sau nu neapărat un iezuit, dar ei sunt specialiști în anumite chestiuni, făcut m-am tuturor toate, și-ar fi explicat toate strategiile de aducere la biserică pe care ei le folosesc, dar pe care noi nu suntem chiar cu toate de acord. Dar tot de textul ăsta s-ar fi folosit. Făcut m-am tuturor toate. Și acum mă duc spre textul Ave Dorotei. Știți, tehnologia vrăjește tocmai pentru faptul că tot timpul vine cu ceva nou. Pentru că aici este chestiunea. În Duhul omului este acest dar al creației. În ființa omului. Omul este creator. Că l-a lăsat Dumnezeu să fie creator. Și e mare. În tehnologie, dacă vă uitați, foarte, foarte ușor. Dacă ne întoarcem cu 10 ani în urmă, s-ar putea ca unele cum se numește, unele stick-uri, că mi-era în minte cheie USB, clei USB, unele stick-uri, nu se mai potrivesc acum la computere noiește, trebuie să-ți iei nu știu ce adaptoare. În fine, vedeți dumneavoastră. Tot timpul ceva nou. Ecrane. 2K, 3K, 4K, 10K, cea, domnul știu unde s-o ajunge. Dar oricum vine tot timpul cu ceva nou, să-l surprindă pe om, că asta îi place omului. Asta înseamnă că ce? Asta înseamnă că se învechesc. Opa. Aici se intră într-un mic conflict cu ceea ce este învățătura lui Hristos. Că zice, poruncile lui Hristos nu se învechesc. Poruncile nu se învechesc niciodată. Și mai zice, că și pe măsură ce sunt în lucrare mai mult, se înnoiesc mai mult. Și aici ne salvează Părintele Stăniloae cu o glosă. Ce vrea să zică cuvântul ăsta? Căci pe măsură ce sunt în lucrare mai mult, se înnoiesc mai mult. Cu cât te străduiești mai mult să ai răbdare, cu atât răbdare aceasta o vei dobândi și va fi mai puternică. Mai nouă, asta e o parte bună. Cu orice virtute, cu cât te vei strădui mai mult să postești, vei reuși să postești. Și atunci zice că și pe măsură ce sunt în lucrare mai mult, se înnoiesc mai mult. Iar ultimul cuvânt este realmente un mesaj care are legătură, să știți, cu tehnologia. Deci nimic nu împiedică însănătoșirea sufletului decât viața fără rânduială. Ei bine, o imersare în tehnologie, fără discernământ și fără frână, deci nimic nu împiedică însănătoșirea sufletului mai mult decât viața fără rânduială, decât a sta ore în șir în mediul virtual, decât a nu avea frână. Prin urmare, avem în fața noastră o lume care este generată de noile tehnologii, lumea aceasta virtuală, care poate să ajute, dacă ai nevoie. Că până una alta o avem la îndemână. Să știți că și când a apărut scrisul, a fost o mare isterie. Platon a zis, omul va fi mai prost. Dacă veți citi Peștera lui, omul va fi mai prost. Când au apărut după aceea tipografia, nu vă puteți imagina ce fierbere a fost. S-au înșelat?
Parțial. Parțial. Dar când au apărut mașinile industrializare, a fost o isterie și mai mare. Au apărut ludiții, un grup de oameni care au intrat în fabrici și au spart mașinile, spunând că sunt drăcești. Și nu ai putea să spune că sunt drăcești, la afară ne așteaptă ca să ne ducă acasă. Și despre telefoane. Doar că dacă ne sună cineva drag din Statele Unite, din Franța, din China, ne bucură să răspunde. Chiar să ne uităm. Să vedem chipul. Să vorbim, să zâmbim, să râdem, să simțim aproape. Deci vedeți? Cred că este extraordinar de important cum privim și cum utilizăm. Și asta este din nou la noi. Ești în biserică. Ai rugăciunea prezentă în sufletul tău. Îți pasă de suflet, îl spovedești și îl hrănești cu Hristos. Asta te țintrează. Nu vei derapa. Și în loc să judecăm pe cei care au căzut în acest ocean imens al virtualului și sunt acolo, în ape învolburate, eu vă îndemn să avem cuvânt de rugăciune pentru ei. Să rândească Dumnezeu ca din bisericile noastre să crească cât mai mulți tineri care să cunoască aceste tehnologii, încât să le dea alt sens. Oamenii cu gură de aur. Oameni care se umple spațiu virtual și ei vor rămâne acolo, că internetul nu uită. Nu uită. Nici cele bune, nici cele rele. Și se va întâlni un copil care a rătăcit 20 de ani într-un moment în care inima lui va fi deschisă cu un cuvânt scurt de un minut în care un propovăduitor, folosindu-se de Evanghelia lui Hristos, va vorbi cu sens pentru el. Și în clipa următoare va vedea că pe strada lui este și o biserică în care poate intra. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu n-ar fi îngăduit să se întâmple toate astea dacă nu ar exista și o parte luminoasă și de folos pentru suflet. Apoi, în ceea ce privește toate celelalte rele, cu sau fără mediu virtual, când n-a avut omul rachete, a avut săgeți. Și catapulte, și bolovani nu știu cum zboală, și totul vrut să-și facă rău. Tot idealizăm trecutul, iertați-mă. Ce e idealizat? Nu putem idealiza decât ce a fost înainte de căderea lui Adam. Atât. Aia poate fi idealizat. În rest, mai ce idealizăm. Suntem la o nouă etapă în care putem să luăm dintre lucrurile minunate și frumoase, să ne bucurăm de prezent și să înțelegem că această clipă e a noastră, că ceea ce va fi mâine va fi un dar și că un creștin este un om al paradoxurilor, în sensul în care el trebuie să fie bucuros, dar în același timp smerit. Smerita bucurie. De fapt, întreaga noastră Evanghelie și îndemnurile părinților sunt înalte paradoxuri. Și noi trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Pe de o parte, să ne plângem păcatele, dar pe de altă parte, să fim bucuroși. Bucuroși de tot ceea ce avem, de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Și să încercăm să învățăm din tot, din greu și din mai puțin greu. Iar în ceea ce privește această lume virtuală, rânduiască Dumnezeu să o umplem cu cât mai multe cuvinte bune și de folos, care să-i mântuiască pe cei ce accidental sau nu vor da aceste cuvinte. Eu aici o să mă opresc pentru că nu doresc să abuzez de timpul dumneavoastră. Spuneam părintele că trebuie să mă forțez foarte serios să vorbesc în mult de 15 minute. M-am forțat acum și am vorbit 40, ceea ce nu se va mai întâmpla decât până data viitoare când mă va chema părintele. Și la cursuri mi-este greu să vorbesc mai mult de 45 de minute. Mi se pare că nu puteați multe de zis. E de reflectat la un măgăruș care vrea să intre fără Dumnezeu să primească flori. Da? La toate îmi sunt îngăduite, nu toate îmi sunt de folos. Și în mod deosebit,
Deci nimic nu împiedică însănătoșirea sufletului decât viața fără rânduială. Vă doresc să aveți rânduială și în folosirea tehnologiilor și în viața de zi cu zi. Să știm să umplem timpul cu Dumnezeu, pentru că cine ne va da nouă timpul acesta înapoi, dacă îl vom pierde.